Pacea Domnului tuturor, dragii mei, o seară binecuvântată, o seară plină de bucurii din partea lui Dumnezeu, acolo unde este seară și o zi plină de bucurii până la sfințit din partea lui Dumnezeu, acolo încă unde este lumină. Vă spun un bun venit tuturor, aici la străjerul de unde cuvântul lui Dumnezeu pleacă către casele dumneavoastră. Să-i mulțumim lui Dumnezeu în fiecare moment și fiecare clipă, pentru harul acordat și pentru binecuvântarea pe care o avem din partea lui Dumnezeu. Să-i mulțumim, dragii mei, că El ne iubește și El ne poartă de grijă. Să-i mulțumim în fiecare moment și în fiecare clipă, fiindcă merită lucrul acesta, că nu există Dumnezeu pe pământul acesta, mai jos de pământ sau în ceruri, mai mare ca Dumnezeul nostru, care să merite această laudă și această binecuvântare care vine din partea lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, căci datorită lui, dragii mei, viața noastră este scumpă înaintea sa și binecuvântarea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu ne însoțește în fiecare moment și în fiecare clipă. Dragii mei, aseară vorbeam de numite păcate pe care Dumnezeu ne spune să le părăsim. Dumnezeu ne spune ca să ne schimbăm viața și să ne întoarcem la El. Vorbeam despre solia Îngerului al Treilea, despre mesajul pe care trebuie transmis lumii. Mulți oameni condamnă lucrul acesta și chiar mulți îmi zic că sperii oamenii, că vorbesc numai de rău și niciodată nu vorbesc de bine, că și de ce de fiecare dată vorbesc lucrurile acestea. Luați și citiți fiecare dintre dumneavoastră și cercetați cuvântul lui Dumnezeu să vedeți, dragii mei, ce înseamnă solia Îngerului al Treilea din partea lui Dumnezeu. Solia Îngerului al Treilea înseamnă avertizare pentru întoarcere de la păcat, la păzirea și la legea lui Dumnezeu care să nu mai fie călcată în picioare, să-L onoreze pe Dumnezeu și să se întoarcă, să-I dea slavă, căci a venit ceasul judecății sale, când Dumnezeu va face o judecată asupra fiecărui om, fie de bine, fie de rău. Acesta e mesajul care trebuie să ajungă la oameni, un mesaj de pocăință și de schimbare. Mesajul lui Dumnezeu trebuie să fie un mesaj de mărturie în toată lumea. Cine este Dumnezeu cu adevărat? Ce face Dumnezeu cu adevărat? Ce scopuri are Dumnezeu și planuri are pentru noi și pentru lumea aceasta și pentru universul întreg, dragii mei? Acesta este mesajul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mă cheamă pe mine și pe tine ca să devenim ostași ai împărăției sale, să devenim ostași în solia Îngerului al Treilea, în poporul rămășiței care să ducă această solie până la marginea Pământului. Solia Îngerului al Treilea este prezentată, dragii mei, prin toți aceia care se înrolează să ducă această solie mai departe pentru judecată și cercetare înaintea oamenilor și întoarcerea la legea și la poruncile lui Dumnezeu. Acesta este mesajul lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu spune că vrea să cheme și să ridice un popor care să fie sfânt, să fie deosebit, să fie fără pată, fără zbârcitură, care să-L iubească pe Dumnezeu, care să se întoarcă cu toată inima, ca să poată să recepționeze mesajul și puterea care va veni de la Dumnezeu. Căci această lucrare nu se va face nici prin înțelepciune și nici prin putere omenească, și această lucrare se va face doar prin puterea Duhului Sfânt, dragii mei. Duhul Sfânt, care este locțiitorul Fiului lui Dumnezeu, care El va conduce lumea spre o întoarcere la pocăință pe toți aceia care vor, sau dacă nu, pentru unii, dragii mei, va fi doar o mărturie pentru judecata finală. Aceasta este misiunea Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu ar face această lucrare și n-ar fi venit ca să-L înlocuiască pe Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta, jertfa Domnului Iisus Hristos n-ar fi fost pe deplin și lucrarea sa n-ar fi fost de plin împlinită așa cum cere Dumnezeu. Fiindcă această lucrare de ispășire a păcatului, de încheierea marii lupte, s-a făcut prin hotărârea luată în ceruri, s-a făcut prin revenirea Domnului Iisus Hristos ca garant al omenirii, s-a făcut și se face în continuare prin slujba Domnului Iisus Hristos în Sfânta Sfintelor din ceruri, unde mijlocește pentru noi ca oameni înaintea Tatălui pentru a ne pregăti un loc în casa sa. Dar în moment când Domnul Iisus Hristos este în ceruri, înaintea Tatălui, pentru această lucrare de ispășire, Duhul Sfânt vine printre noi ca oameni și lucrează ca să ne influențeze, ca să ne descopere adevărul, ca să ne întărească și să ne facă să luăm hotărâri pe care Dumnezeu dorește să le luăm în viața noastră. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta este scopul lui Dumnezeu, fiindcă Duhul Sfânt este Dumnezeu, este a treia persoană a Dumnezeirii și doar Dumnezeu poate să influențeze
căci El este singurul care cunoaște interiorul nostru, mintea noastră, conștiința noastră, gândurile, acțiunile noastre. El este cel care poate să despartă trupul de suflet, să despice rărunt în două. El este cel care poate să influențeze în bine sau rău, dragii mei, să facă în așa fel încât lucrarea lui Dumnezeu să poată să meargă la îndeplinire în viața noastră și în viața celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu la aceasta ne cheamă, dragii mei, și pe noi. Vrei să faci parte, vrei să fii ostaș în armata lui Dumnezeu? Pregătește-te. Și Dumnezeu spune, acum este ceasul vostru. Această temă pe care o aduc în seara aceasta înaintea dumneavoastră, să vedem ce scop are, ce rol are. După ce Dumnezeu ne cheamă la pocăință, Dumnezeu ne cheamă pe mai departe, căci avem un ceas hotărât și pus deoparte, fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem o șansă de aur oferită din partea lui Dumnezeu. Și noi trebuie, dragii mei, ca să o folosim, noi trebuie să o utilizăm în scopul lucrării lui Dumnezeu, în scopul pocăinței și în scopul salvării de suflete. Să vedem de ce am intitulat acest lucru și de ce Dumnezeu spune căci toți avem un ceas și ceasul nostru al tuturor oamenilor este astăzi. Fiindcă niciunul dintre noi, dragii mei, nu putem ști, nu putem cunoaște ziua și ceasul când noi putem să încheiem viața pe pământ. Niciunul dintre noi nu putem să știm câte zile mai avem de trăit pe pământul acesta, fiindcă ziua de mâine, dragii mei, nu ne aparține la niciunul dintre noi și ziua de mâine îi aparține lui Dumnezeu. Fiindcă scopul vieții veșnice și trăirea noastră pe pământul acesta este și ține de Dumnezeu și nu ține de niciunul dintre noi. Să vedem de ce spune Dumnezeu că la fiecare om, precum Domnul Iisus Hristos cât a fost pe pământ, a existat, dragii mei, un ceas. Să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Când Domnul Iisus Hristos era în grădina Ghetseman și Domnul Iisus Hristos se ruga împreună cu ucenicii, atunci au venit oastea și mai mari preoților și chiar preoții au venit și ofițerii poliției de la templu și bătrânii care veniseră după Domnul Iisus Hristos. Spune că ei au venit cu săbii, au venit cu bâte, ca și cum Domnul Iisus Hristos ar fi fost un tâlhar. Și Domnul Iisus Hristos la un moment dat le spune oamenilor acela, când am fost cu voi în templu zi de zi, n-ați pus mâna pe mine? N-ați pus mâna pe mine? De ce oare veniți acum și faceți acest lucru, spune Domnul Iisus Hristos? Dar acesta este ceasul vostru și este ceasul al puterii și al întunericului. Deci, vedeți dumneavoastră, oamenii au un ceas. Dacă ei nu folosesc ceasul acesta, timpul acesta pentru cauza lui Dumnezeu și prin puterea care Dumnezeu ți-o dă, la momentul acela, ceasul acesta se poate schimba în favoarea al cuiva. Și dacă noi astăzi nu-l folosim pentru Dumnezeu, dragii mei, dacă nu-l folosim pentru lucrarea aceasta minunată de a onora numele Lui Dumnezeu și a salva suflete pentru împărăția Lui Dumnezeu, va veni timpul când ceasul nostru va fi ceasul puterii întunericului care ne va conduce pe fiecare dintre noi și ne va lua în stăpânire la momentul respectiv. Spune că pregătirea Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea, Pilat a zis iudeilor, împăratul vostru, dar ei au strigat, ia-l, răstignește-l, să-l răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor să fie răstignit. Deci vedeți, dragii mei, ce se întâmplă? Când un om nu folosește ceasul și timpul de oferit de Dumnezeu lui pentru pocăință și pentru lucrare, ceasul acesta va fi folosit în alt scop. Vinderea Domnului Iisus Hristos pe lucruri de nimic, vinderea fraților tăi din biserică și din poporul tău, vinderea celor care se luptă pentru Dumnezeu și vor rămâne pentru adevăr. Vei putea să devii o unealtă a celui rău și nu o unealtă a lui Dumnezeu. Vei ieși de sub protecția lui Dumnezeu. Vei ieși de sub ocrotirea lui Dumnezeu. Vei ieși de tot ceea ce Dumnezeu îți poate oferi și te poate ocroti în momentul acela. Și tu vei fi o unealtă care tu vei da mâinile celor prigonitori pe cei care se luptă și rămân de partea lui Dumnezeu, dragii mei. Dar Domnul Iisus spune așa, dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni.
Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Deci Domnul Iisus Hristos vrea să spună destul de clar prin aceste cuvinte, căci dacă El a fost prigonit, urmașii săi, ucenicii săi, nu vor fi scutiți de aceste lucruri, niciunul dintre noi care vom rămâne la adevărul lui Dumnezeu, niciunul dintre aceia care caută să-L urmeze pe Dumnezeu și să proclame solia Îngerului al Treilea, să proclame mesajul de întoarcere la pocăință și de părăsirea păcatelor, că își va veni o zi a judecății, fiindcă oamenii nu vor să fie judecați, oamenii nu vor să fie cercetați, fiindcă le place viața aceasta de păcat. Și nu numai oamenii din lumea aceasta, dar și oamenii care se numesc copii al lui Dumnezeu și fac parte din poporul lui Dumnezeu, fiindcă judecata de cercetare va începe în primul rând de la casa lui Dumnezeu și va începe de la casa lui Dumnezeu cu preoții, cu bătrânii, cu slujitorii și după aceea va începe cu ceilalți. Dumnezeu are o judecată pusă deoparte pentru fiecare. Și spune așa, dacă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Ei vor face toate aceste lucruri pentru numele lui Dumnezeu, dar nu au nimic de a face cu Dumnezeu, dragii mei. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Stăteam de vorbă zilele astea cu cineva și spunea așa, vine timpul când poporul lui Dumnezeu să se unească. Cei răi vor părăsi bisericile și cei credincioși din afară vor veni și le vor lua locul și vor umple aceste biserici. Dar eu auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Eu nu vreau să vorbesc nimic de la mine și nici nu vorbesc, vreau să citesc. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Deci nu bisericile se vor umple cu oameni din afară și copiii lui Dumnezeu, dragii mei, vor fi dați afară din sinagogi, vor fi bătuți, vor fi judecați, va veni vremea când vor fi și uciși să creadă că ei aduc o slujbă lui Dumnezeu. Și mulți stau cu speranța și cred că trăirea într-o viață de păcat departe de Dumnezeu, în biserici și în locul de închinare unde noi nu vrem să ne întoarcem la Dumnezeu și să acceptăm mesajul și solia lui Dumnezeu, credem că acolo vor veni alții. Dar știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, căci dacă Dumnezeu ar vrea să aducă pe celelalte oi care le are în alte staule, să aducă pe ceilalți membri, pe ceilalți oameni ca să se umple numărul celor aleși, ei vor fi pierduți din cauza noastră, fiindcă noi, ca popor, nu suntem pregătiți. De aceea Dumnezeu, până la momentul acela, îi ține afară. Când Dumnezeu va da semnalul, dragii mei, oamenii aceia vor veni. Că ei așteptau prin studiul pe care făcuseră să se vadă că ceea ce se vestește se împlinește și vor lua hotărâre și vor trece de partea lui Dumnezeu. Ei nu se vor atașa comunităților din care facem parte și ei se vor atașa poporul Dumnezeu rămășiței și vor forma poporul din ultimul timp al sfârșitului care va fi rămășița și va duce solia lui Dumnezeu mai departe. Mulți dintre ei vor fi mai credincioși și vor lua mai mare poziție ca așa pretinși unii copii ai lui Dumnezeu. Ei vor merge în față, vor merge în linia întâi. Ei vor duce mesajul acesta, fiindcă mult din poporul Dumnezeu a evitat și a refuzat lumina și mesajul Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, acum este ceasul vostru de pocăință și de întoarcere la Dumnezeu, să faceți lucrarea pe care v-am încredințat-o. Și spune Domnul Iisus așa, v-am spus aceste lucruri, pentru că atunci când va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că și vi le-am spus, să nu vă ia prin surprindere, să nu primiți alte gânduri și alte mesaje și alte idei și să știți că va veni timpul când cei credincioși vor fi prigoniți, vor fi bătuți, vor fi dați afară din sinagogi, vor fi condamnați la moarte, crezând de cei necredincioși că ei vor face o slujbă lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, dragii mei, va fi dat slujitor săi pentru a face față nevoilor. Ceea ce veți avea de spus, zice Domnul Iisus Hristos, vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă voi nu veți vorbi și Duhul Tatălui va vorbi în voi, Duhul lui Dumnezeu îți va da putere ca să faci lucrarea, ca să faci tot ceea ce este nevoie, să-ți duci la îndeplinire mesajul pe care ți l-a încredințat Dumnezeu.
Când Spiritul lui Dumnezeu luminează mintea slujitorilor săi, dragii mei, adevărul va fi prezentat și valoarea și puterea lui divină. Deci dacă Spiritul lui Dumnezeu ne luminează mintea, noi atunci vom putea să fim cu adevărat slujitori lui Dumnezeu și adevărul va fi prezentat în valoarea și puterea lui divină, nu cum vrem noi și cum dorim noi. Și totul ne va fi dat în momentul respectiv. Când noi vrem să slujim pe Dumnezeu și vom trece prin aceste probleme, Duhul lui Dumnezeu va fi lângă noi și va lucra în tip minunat. Dar când vă vor da mâna lor, spune Dumnezeu, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune în acele momente, căci ce aveți de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi și Duhul Tatălui va vorbi prin voi. Este privilegiul nostru, dragii mei, ca să fim înzestrați zi după zi cu o măsură bogată din Duhul lui Dumnezeu, să avem legături lărgite cu privire la importanța și scopul soliei pe care noi trebuie să o predicăm lumii acesteia. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Noi trebuie să fim înzestrați, fiindcă avem acest privilegiu zi de zi în măsură bogată din Duhul lui Dumnezeu, căci fără El nu se poate. Ca importanța solii acesteia și scopul acestei solii pe care o predicăm să aibă mare valoare și greutate înaintea celor care o ascultă. Domnul dorește să ne descopere lucruri minunate ale legii sale, să stăm înaintea Lui cu inimi umile ca să putem să fim umpluți zi de zi, dragii mei. Căci fără umplerea Duhului Dumnezeu, noi nu vom putea să ne dăm seama de ceasul care ni l-a lăsat Dumnezeu. Noi nu vom putea ca în ceasul acela să putem să facem lucrarea lui Dumnezeu. Dar dacă vom sta înaintea Lui cu inimile umilite, atunci, dragii mei, Dumnezeu își va face lucrarea. Și în momentul când noi ne umilim inimile înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne rugăm cu seriozitate pentru înțelegerea timpului în care trăim, pentru o deplină înțelegere a planului Său și pentru un succes sporit în slava, în salvarea sufletelor, dragii mei. Deci dacă noi nu ne rugăm cu seriozitate pentru înțelegerea timpului în care trăim și acestui ceas valoros pe care Dumnezeu ni l-a dat, noi nu vom putea înțelege pe deplin planul lui Dumnezeu, care El trebuie să aibă succes în salvarea sufletelor, noi nu vom putea să facem nimic. Noi până acum, ca oameni și chiar ca copii al lui Dumnezeu, am pretins, dragii mei, plăceri, distracție, ca fiind dreptul nostru și să ne trăim viața pe pământul acesta. Dar Dumnezeu spune în aceste timpuri că a sosit timpul ca și noi să aducem raze de soare în această lume fără speranță. Dumnezeu vrea să spună prin aceasta că și dacă până acum am trăit în păcat, Dumnezeu este dispus să ne ierte dacă noi ne întoarcem la El. Dacă până acum am pretins că trebuie să trăim o viață așa cum am crezut noi, de plăceri și de distracție, de fericire în felul în care am înțeles-o noi, Dumnezeu spune că este timpul, este ceasul să ne oprim. Dacă noi am pretins că acesta este dreptul nostru, Dumnezeu spune că a sosit timpul, a sosit ceasul acesta, ca noi să aducem raze de soare în această lume fără speranță. Și mesajul soliei îngerului al treilea, să meargă în lumea aceasta, fiindcă sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu. Dar oamenii aceștia așteaptă un semnal, ca cineva să vină, să le tălmăcească scripturile, să le spună ca să înțeleagă ceea ce îi citesc, pe cum famenul etiopian se căznea să înțeleagă despre ce este vorba în scriptură. Și Duhul lui Dumnezeu l-a trimis pe Filip ca să meargă să-i tălmăcească. Și în momentul când i-a spus ceea ce este și el a înțeles, spune, uite apa, ce mă împiedică ca să fac legământ și să mă botez și să intru în legământul lui Dumnezeu. La aceasta ne cheamă Dumnezeu, dragii mei, ca în orice loc pe care îl va călca talpa piciorul nostru, spune Dumnezeu, va fi al nostru. Hotarul se va întinde din pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la marea de la apus. Dumnezeu vrea să spună prin aceste simboluri că și dacă noi vom merge, orice loc pe care va călca talpa piciorul nostru, dragii mei, va fi al nostru, de la o margine a pământului până în cealaltă, fiindcă Dumnezeu va tinde, va deschide orice cale și ne va dărui și ne va da succes în lucrarea aceasta dacă noi vrem să lucrăm pentru Dumnezeu. Nimeni nu va putea să stea împotriva noastră, spune Dumnezeu. Este timpul de a te trezi.
Este timpul de a trezi străjeri. Sfârșitul lucrurilor este aproape, dragii mei. Dumnezeu cheamă străjerii să se trezească. Dumnezeu cheamă străjerii să sune din trâmbiță. Dumnezeu cheamă oameni ca să fie străjeri pe zidurile Sionului. Să fie în lucrarea lui Dumnezeu. Să transmită acest mesaj de trezire. Dacă noi am refuzat să ne purtăm aceste responsabilități date nouă de Dumnezeu, dragii mei, în timpul de strâmtorare care se află chiar în fața noastră, când judecățile lui Dumnezeu vor cădea peste cei impuri și nesfinți, spune că la momentul acela ei ne vor blestema pe copiii noștri și pe noi pentru indulgența noastră pe care am avut-o în această lucrare. Ei ne vor blestema, dragii mei, fiindcă noi nu am mers să le ducem solia, noi nu am folosit ceasul și ora stabilită de Dumnezeu, noi nu am folosit timpul pe care Dumnezeu ne l-a încredințat pentru a duce această solie și acest mesaj oamenilor care mor pe pământul acesta, oameni care va trece sigilarea și vor fi semnați cu semnul fiarei și nu cu sigilul lui Dumnezeu, se vor întoarce și ne vor adresa blesteme copiilor noștri și nouă, fiindcă noi nu le-am spus adevărul și am fost indulgenți. Noi am ratat această ocazie, am fost indiferenți și nu ne-a interesat viața celor din jur. Având în vedere interesul nostru veșnic, dragii mei, trebuie să ne deșteptăm și să începem să semănăm sămânța bună pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Fiindcă mulți oameni spun că se vestește Evanghelia de la o margine a pământului la alta. Mulți spun că solia lui Dumnezeu merge și răsună pe tot pământul. Este o solie, dragii mei, care credem că este de la Dumnezeu, fiindcă se rostește numele lui Dumnezeu, dar nu-i sămânță bună, are amestecată, neghină. Și în momentul când sămânța aceasta este semănată, uitați-vă într-un lan de grâu, la momentul când neghina o ia înaintea grâului, grâul adevărului Dumnezeu este cuprins, este astupat și grâul se pălește, grâul nu mai are putere să crească și trebuie ca cineva să smulgă această neghină, trebuie cineva ca să dea cu ceva acolo ca să meargă. Dar Dumnezeu spune așa, noi trebuie să ne trezim și să avem în vedere interesul nostru veșnic, să ne deșteptăm și să începem să semănăm sămânța bună, mesajul lui Dumnezeu de pocăință și de întoarcere, de avertizare și de mărturisire înaintea oamenilor, dragii mei. Căci Dumnezeu spune că ceea ce vom semăna noi, atunci când va veni secerișul, timpul când vom aduna ceea ce am semănat, dacă am semănat adevăr împreună cu neghină, aceea vom avea. Și știți dumneavoastră că atunci când neghina este multă în grâu, când ea va fi trăierată, e foarte greu să mai alegi grâul și depui foarte multă muncă. Și mulți oameni se lipsesc de grâul acela și îl dau la animale. Acum tehnologia a mai avansat și te duci la un cilindru, la un aparat special, care acolo alegi neghina de grâu și faci ca să fie. Dar Dumnezeu vrea ca noi să secerăm grâu curat, ca la momentul respectiv, când va veni secerișul, dragii mei, noi să secerăm ceea ce am semănat. Nu există culturi de compromis în lucrarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să cultivăm compromisul și trebuie să cultivăm adevărul. Trebuie să dăm solia lui Dumnezeu așa cum este. Nu trebuie nici îndulcită, nu trebuie nici adăugat și nu trebuie nici scos. Și mesajul lui Dumnezeu trebuie transmis doar în felul pe care l-a hotărât Dumnezeu. Fără nicio schimbare din partea nimănui și fără nicio lucrare care să aducă alte îmbunătățiri mesajului și soliei lui Dumnezeu, dragii mei. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Secerișul acesta este sigur dacă el este făcut în parametri și în calitatea normală pe care a cerut-o Dumnezeu. Și dacă noi semănăm sămânță bună și grâu curat, adevărul Dumnezeu așa cum este, vom vedea mântuirea lui Dumnezeu. Vom vedea mântuirea lui Dumnezeu, dragii mei, fiindcă oricine lucrează în via lui Dumnezeu nu va rămâne nerăsplătit de Dumnezeu. Știm că în această lucrare unii poate dintre noi ne descurajăm. Poate dacă cineva ne-a zis o vorbă rea sau unii chiar am fost jigniți, bajocoriți, bătuți, noi nu trebuie să ne descurajăm. Dumnezeu spune că vor veni descurajeri, însă este privilegiul nostru, dragii mei, ca tot timpul să ne prindem de nădejdea pusă înaintea noastră
în Evanghelia lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne prindem și noi trebuie să credem în făgăduințele lui Dumnezeu. Noi trebuie să credem în mesajul și în speranța lui Dumnezeu. Noi trebuie să credem că Dumnezeu își va îndeplini orice făgăduință. Și tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu în dreptul nostru este o îndatorire pe care Dumnezeu se va ține de ea. Și cuvântul lui Dumnezeu, când va fi dat, nu va fi luat niciodată înapoi. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Vor veni descurajări, dragii mei. Dar noi trebuie să rămânem lângă Dumnezeu. Glasul nostru, influența noastră, timpul nostru, dragii mei, toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu. Și ele trebuie folosite pentru a câștiga suflete pentru Hristos. Acum este ceasul nostru. Acum este ceasul când se mai poate vesti. Acum este libertatea în care putem merge din casă în casă. Acum este timpul când putem dărui o carte. Acum este timpul când putem sta de vorbă cu cineva. Cu unii ne putem împrieteni, cu unii nu avem timp. Dar mesajul și solia lui Dumnezeu trebuie să ajungă, dragii mei, la fiecare om de pe pământul acesta. Nu mesajul acela că Dumnezeu doar e bun. Nu mesajul acela că Dumnezeu este și a murit pentru noi. Că și toată lumea cunoaște. Dumnezeu ne cheamă ca noi să transmitem mesajul și glasul nostru și influența noastră trebuie să fie folosite pentru a câștiga suflete pentru Hristos, într-o închinare adevărată, într-un mesaj curat care trebuie să ajungă la oameni, de trezire, de întoarcere de la păcat și de la pregătirea pentru judecata pe care o face Dumnezeu. Este timpul, dragii mei, să căutăm acea sfințenie fără de care niciun om nu îl poate vedea pe Dumnezeu. Nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu dacă nu se pregătește și nu căutăm aceea sfințire. Acesta este timpul, dragii mei, când trebuie să dăm dovadă de credință. Căci în momentul când vine persecuția, mulți oameni dau dovadă de credință. Ia, nu pot să spun acum mai multe. Dar problema este că credința adevărată, noi acum trebuie să dăm dovadă, când suntem liberi să alegem, dragii mei. Și când va veni încercarea cea mare, tot omul credincios care a stat în timp de libertate va rezista și la momentul acela. Și la momentul acela nu va cade, indiferent ce îl va lovi și indiferent ce se va întâmpla. Tatăl nostru, dragii mei, care este în ceruri, Dumnezeul nostru, de auzi ce spune, vreau să vă citesc un citat din volumul 2 din Mărturii la pagina 158:2. Tatăl nostru care este în ceruri, Dumnezeu este nemulțumit de umblarea noastră pentru că ea este marcată de urmărirea intereselor personale și nu de săvârșirea lucrării lui Dumnezeu și pregătirea pentru solia Îngerului al Treilea. Auzi ce spune? Căci Tatăl nostru care este în ceruri, Dumnezeul nostru, este nemulțumit de umblarea noastră, fiindcă noi nu facem o pregătire pentru solia Îngerului al Treilea, pentru mesajul de avertizare al oamenilor. Și noi avem această umblare a noastră marcată de urmărirea intereselor personale și nu de lucrarea lui Dumnezeu. Îl căutăm pe Dumnezeu că vrem să fim binecuvântați. Îl căutăm pe Dumnezeu că vrem câștig și multe avuții. Îl căutăm pe Dumnezeu pentru sănătate și pentru tot felul de purtare de grijă atunci când intrăm în locuri care n-ar trebui și necazuri care n-ar trebui. Dar noi nu suntem pregătiți și nu urmărim ca să-i dăm slavă lui Dumnezeu și să salvăm suflete. Acum este timpul, spune Dumnezeu, dragii mei, pentru semănat. Este timpul pentru noi să semănăm și să nu mai stăm nepăsători în aceste timpuri. În ce va consta recolta aceasta? Ce anume semănăm, dragii mei? Fiecare cuvânt pe care noi îl rostim ca oameni, ca copii al lui Dumnezeu, fiecare faptă pe care noi o facem, reprezintă o sămânță care va aduce roade bune sau rele, bucurie sau întristare pentru semănător. Deci vedeți în ce constă recolta aceasta? Și ce anume semănăm? Fiecare cuvânt rostit, fiecare faptă, aceasta reprezintă sămânța care va fi o bucurie sau o întristare pentru semănători. Semănătorul de fiecare dată, știți cum bine de la țară, că mulți dintre dumneavoastră ați crescut la țară sau sunteți de la țară, că semănătorul de multe ori se întrista, fiindcă ogorul, ba era ploaie, ba nu era ploaie și era secetă, ba era tot felul de probleme și nu putea să facă. Avea și necazuri, dar avea și bucurii când atunci recolta era în hambarul său. Trebuie să ne folosim timpul scurt de probă
pe care Dumnezeu ni l-a dat, dragii mei. Timpul acesta scurt de probă ce ne-a fost dat de Dumnezeu lucrând din toate puterile noastre pentru a răscumpăra eșecurile din viața noastră de până acum. Dumnezeu mă cheamă pe mine și pe tine. Căci noi avem un timp scurt. Avem un ceas pus deoparte. Va veni un timp scurt de probă pe care Dumnezeu ne-l pune astăzi înainte ca noi să lucrăm din toate puterile ca să răscumpărăm eșecurile de viața de credință care ne-au depărtat de Dumnezeu și ne-au ținut pe alte căi. Dacă noi până acum am făcut aceste lucruri, Dumnezeu mă cheamă pe mine și pe tine să cunoaștem ceasul cercetării noastre, să cunoaștem aceste lucruri la vremea potrivită ca să rezolvăm aceste probleme și neînțelegeri între noi și Dumnezeu, dragii mei. A sosit timpul să ne întoarcem fie spre dreapta, fie spre stânga. Noi trebuie să luăm hotărâri, dragii mei. Și Dumnezeu spune mie și ție și spune în totalitate poporului său: dacă Domnul este Dumnezeu, hotărăște astăzi la stânga sau la dreapta, dragii mei. Dumnezeu spune să mergem după El, iar dacă este Baal, să mergem după Baal. Dumnezeu te cheamă astăzi să te hotărăști că este timpul în care să te întorci fie spre stânga, fie spre dreapta. Să nu mai mergi pe o cale de mijloc. Să nu mai mergi împreunând adevărul cu minciuna, sfințenia cu nelegiuirea. Și Dumnezeu spune, a sosit timpul să te hotărăști. Caracterul și formarea care noi le-am deformat înaintea lui Dumnezeu, care s-au dezvoltat în noi, este o cară de multe ori pentru numele de creștin, dragii mei. Și de aceea Dumnezeu zice, întoarce-te de la această ocară, întoarce-te de la caracterul deformat pe care ți l-ai pregătit și ți l-ai dezvoltat în toată viața. Este ceasul cercetării, este ceasul de probă, ca solia Îngerului Dumnezeu să fie dusă mai departe prin pregătirea noastră în aceste momente de probă pe care Dumnezeu ni le-a pus, dragii mei, înainte și ni le-a încredințat. Frații mei, pentru propriul nostru suflet, trebuie să avem ochii numai spre slava lui Dumnezeu și să nu mai privim în nicio parte, să nu privim către oameni, să nu privim către lucruri care n-au de-a face cu Dumnezeu, să nu privim către lucruri care ne îndeamnă să privim în stânga și nu în dreapta, unde locul lui Dumnezeu este acolo, să privim și să alegem pe Dumnezeu și nu pe Baal și să ne hotărâm într-un fel sau altul cum vrei să slujim în aceste timpuri. Să lăsăm eu-ul nostru pe cât este posibil afară din gândirea noastră. Ne apropiem de timpul sfârșitului și dacă noi nu vedem ceasul cercetării și judecății lui Dumnezeu, ceasul acesta care Dumnezeu ni l-a pus în față, dacă nu vedem că timpul acesta se apropie și distrugerea Ierusalimului este gata și oștile nelegiuite înconjoară pe poporul Dumnezeu, nu vom putea să facem nimic, dragii mei. Să ne examinăm motivele în lumina veșniciei și să vedem dacă motivele noastre sunt demne și curate, dacă sunt vrednice de împărăția lui Dumnezeu. Să ne examinăm pe noi înșiși, să vedem dacă suntem în credință. Să nu credeți dumneavoastră că eu nu știu unde ne aflăm sau unde mergem. Eu nu mă refer, dragii mei, la lucrul acesta. Nu mă refer că nu suntem în casa lui Dumnezeu. Nu mă refer că mergem într-o biserică sau facem biserică parte dintr-o biserică sau din poporul Dumnezeu. Nu la aceasta înseamnă să fii în credință. Mai aud de multe ori frați și surori care spun: îi mulțumesc lui Dumnezeu că copilul meu s-a botezat și este în credință. El fumează, bea, mama face așa, tata așa, frații fac așa, toți fac așa. Aia nu-i credința te boteza, dragul meu. Aia nu-i credința face parte dintr-un popor sau scris într-un registru. Și a fi în credință să te cercetezi, să vezi dacă ești pe calea lui Dumnezeu, dacă cuvântul lui Dumnezeu corespunde cu trăirea ta, dacă ceasul acesta de probă pe care ți l-a dat Dumnezeu, dacă ceasul acesta de cercetare pe care ți l-a lăsat Dumnezeu, tu trebuie să examinezi motivele acestea în lumina veșniciei, să vezi dacă drumul pe care l-ai ales este drumul corect, dacă este drumul drept, dacă este drumul sigur. Eu nu vorbesc aici doar pentru poporul Dumnezeu, pentru cei care sunt adventiști, eu vorbesc pentru toată lumea, pentru toate religiile, pentru toate cultele, pentru tot omul. Cercetează-te, dragul meu, să vezi dacă drumul pe care merge este drept. Dumnezeu spune că are o singură biserică, un singur popor,
o singură credință și un singur Dumnezeu, care va vorbi la lege și la mărturie și va avea spiritul profeției. Cercetează-te să vezi dacă ești în credință, dacă ești pe drumul cel bun pe care merge poporul lui Dumnezeu, care încă el nu se cunoaște în totalitate această rămășiță. Pentru moment Dumnezeu are un popor vizibil, dar poporul invizibil, acesta va da piept cu vrăjmașul. Și noi trebuie să ne iluminăm, să ne cercetăm motivele în lumina veșniciei, să vedem dacă suntem în credința pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Nu credința pe care am primit-o de la oameni sau am intrat doar în legământ, de multe ori din diferite motive. Și credința este un dar de la Dumnezeu. Și credința aceasta, dragii mei, este precum copilul. Trebuie îngrijit și hrănit bine. Și să avem grijă ca pe fiecare zi să crească, ca niciodată să rămânem fără ea sau să o pierdem pentru totdeauna. Știu, dragii mei, că este nevoie să fim avertizați în aceste timpuri. Ne îndepărtăm de vechile semne de hotar și Dumnezeu trage un semnal de alarmă. Întorceți-vă la cărările cele vechi, uitați-vă la înaintași, la părinții voștri, pe ce cărări au mers și cum l-a slujit pe Dumnezeu, uitați-vă la cei care sunt demni de exemple, uitați-vă la noi, la Avraam, Isaac, Iacov, Daniel, cei trei tineri și așa mai departe, la ucenicii care au rămas la adevărul Dumnezeu. Aceasta este credința adevărată și noi nu trebuie să ne îndepărtăm de la aceste vechi semne de hotar, dragii mei. Așa numita știința noastră subminează temelia și principiul creștin. Noi de multe ori punem știința noastră mai presus de ceea ce cere Dumnezeu. Noi punem hotărârile noastre și tot ceea ce facem noi mai presus de principiul creștin pe care l-a lăsat Dumnezeu. Noi nu folosim ceasul acesta și timpul acesta pe care ne l-a lăsat Dumnezeu în scopul de a trezi străjerii, de a trezi oameni pentru a se înrola și pentru a duce mesajul lui Dumnezeu mai departe. Iar auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă citesc câteva citate din cuvântul inspirat. Pavel a avertizat biserica din timpul său, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să atragă pe ucenici de partea lor. Cel mai mare rău făcut poporului Dumnezeu vine de la aceia care ieșind din mijlocul lor rostesc cuvinte stricăcioase. Printre ei se vorbește de rău calea adevărului. Mărturii, volumul 5, pagina 291 cu 2, dragii mei. Mulți care cunosc adevărul și nu mai sunt în credință, dar ei pretind că sunt în credință, care s-au depărtat de cărările cele vechi și adevărul lui Dumnezeu, ei încep să rostească cuvinte grele. Ei încep să facă ca cuvântul lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu și calea adevărului să fie vorbite de rău. Ei rostesc cuvinte stricăcioase. De aceea Dumnezeu zice, cercetează-te în lumina adevărului să vezi dacă ești în credință. Și Dumnezeu spune, dragii mei, veniți-vă în fire, fraților. Treziți-vă la acțiune. Dumnezeu mă cheamă pe mine și pe tine să ne trezim. Să ne venim în fire. Să venim la calea cea dreaptă. Să revenim la pietrele de hotar, să revenim la tot ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu. Timpul pierdut prin neglijența noastră și datoria lipsei de curaj este pierdut pentru totdeauna, dragii mei. Dacă noi pierdem timpul în aceste momente, mă uit de multe ori, mergem la biserică, ascultăm o predică, fie bună și rea, ascultăm o muzică, mai participăm la școala cuvântului, învățăm din lecțiuni, sau fiecare ce avem prin bisericile noastre, mai ascultăm un concert, un spectacol, venim acasă, mâncăm, ne culcăm, unii dintre noi dacă ne trezim, ne trezim, dacă nu, mai mergem și după amiază, dacă nu mai mergem deloc. A trecut ziua Domnului, fie pentru unii sâmbăta, fie pentru unii duminica, și uite timpul nostru care este neglijat, datoria noastră care e lipsită de curaj, este pierdută în felul acesta pentru totdeauna. Nu știu ce se întâmplă până la urmă cu toți acești oameni și mai ales cu poporul Dumnezeu, care ei pretind că sunt poporul Dumnezeu, au ajuns să se închidă la fel ca și evreii, să rămână închiși într-o carapace încât nu putem mai avea de-a face cu nimeni. La lucru, dacă mergem, nu le spunem la oameni ce suntem și în cine credem și care este mesajul și solia noastră. De multe ori alții nu știu ceea ce suntem. De multe ori ne e rușine să mai dăm o mărturie că avem un comportament
și o îmbrăcăminte care nu are de-a face cu viața de creștin și noi pierdem acest timp, dragii mei, pentru nimic. Pentru nimic. Misiunea noastră nu e asta. Dumnezeu nu ne-a chemat să stăm doar în biserici și să ascultăm ceea ce ni se predică, de a ne hrăni și a pierde timpul cu care să fim învățați zi de zi. Dumnezeu mă cheamă pe mine și pe tine să fim grăbitori și lucrători ai venirii Domnului Iisus Hristos, să ducem mesajul și solia pentru salvarea de suflete. Nu pentru asta ne-am botezat, dragii mei. Nu ne-am botezat să primim împărăția lui Dumnezeu. Nu ne-am botezat să nu cumva să murim și Dumnezeu să nu ne judece și să ne dea viața veșnică. Nu la aceasta ne chema Dumnezeu. Dumnezeu spune că noi atunci când ne-am înrolat în rândurile poporului și am făcut legământ cu Dumnezeu, spune că noi ne-am înrolat ca niște soldați. Ce face un soldat? Luptă, înaintează, veghează, lapără pe cel care este din jurul lui, își face lucrarea pe care l-a încredințat-o la momentul respectiv. Noi nu, asta nu e misiune. Bisericile nu mai au misiune, sunt moarte. Noi credem că trăim, dar în realitate suntem morți. Duhul lui Dumnezeu nu este în noi și nu e prezent. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai are putere, fiindcă noi suntem morți. Ce poți dumneata sau eu sau fiecare dintre noi să-i spunem unui mort și să-l aducem la viață? Mai au putere cuvintele noastre, dragii mei, să mai aducă pe un mort la viață? Când tu îl plângi, când îl spui că iubești, când tu spui că să nu plece, unde te duci, de ce mă lași, de ce m-ai părăsit? El este indiferent, nu-l interesează, e rece ca gheața și pur și simplu nu clipește. Pur și simplu nu-l interesează ceea ce tu faci în acele momente, dragul meu. Așa se întâmplă și cu noi ca copii al lui Dumnezeu, ca popor al lui Dumnezeu. Suntem morți spiritual și nu avem nimic de a face cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă în aceste momente să ne cunoaștem ceasul nostru de judecată și de cercetare. Ceasul care este pus la dispoziție ca să revenim la viață. Căci Dumnezeu va trimite Duhul Său cel Sfânt și va intra în oasele acestea fără viață și fără carne și ele vor prinde din nou viață și vor merge și vor duce lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne însuflețească, Dumnezeu vrea să ne trezească, să ducem mesajul soliei îngerului al treilea mai departe până la marginea pământului. Degeaba suntem vii, dar în realitate suntem morți. Suntem morți, 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 morți. Nu ne mai pișcă nimic. Și chiar dacă ne pișcă, ne înțeapă, ne face ceva, noi nu mai simțim nimic, dragii mei. Suntem imuni, suntem indiferenți și cuvântul lui Dumnezeu pentru noi nu mai are viață și nu mai are putere. Noi am înțeles greșit lucrarea lui Dumnezeu. Noi am înțeles că a fi parte din poporul Dumnezeu și a face legământ cu Dumnezeu, merg la biserică, ascult, mănânc ce mănânc, vin acasă, mănânc și fizic, m-am odihnit, și mi-am făcut datoria față de Dumnezeu. Asta înseamnă că suntem trădători față de legământul lui Dumnezeu. Suntem trădători față de lupta aceasta dintre bine și rău. Suntem considerați vrăjmași ai lui Dumnezeu și vrăjmași ai semenilor noștri, fiindcă nu ne facem datoria de avertizare și de străjeri pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ, dragii mei. În curând vom sta în fața marelui tron alb. În curând timpul nostru a tuturor de lucrare va fi trecut pentru veșnicie. Și când va veni momentul și ne vom trezi și vom vrea să facem lucrare, vei vrea să faci de-a numai cui? Fiindcă harul se va închide, lucrarea se va închide, mesajul lui Dumnezeu va merge departe, unii vor fi însemnați cu semnul fiarei, unii vor fi sigilați cu sigilul lui Dumnezeu și nu se va mai putea face nimic. În curând va veni ca un hoț peste noi aceste lucruri. Și noi nu vom băga de seamă nimica. Dar în momentul când Dumnezeu își va ridica harul, ochii ni se vor deschide, fiindcă Satana ne va lăsa liberi. Și ne vom trezi nepregătiți și pe din afară și nu vom mai putea face nimic. Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri să căutăm să folosim ocaziile de a spune un cuvânt la timpul potrivit acelora cu care venim în legătură. Nu așteptați ca mai întâi să vă cunoașteți și abia să le oferiți după aceea comorile neprețuite ale adevărului. De multe ori am auzit și prin biserică, de la păstori, de la conducători, nu trebuie să spui nimic. Trebuie ca tu să te împrietenești, tu trebuie să-ți faci prieteni, să te vizitezi,
El să vadă în viața ta și așa mai departe. Și după aceea să-i spui despre Dumnezeu. Și auzi ce spune cuvântul Dumnezeu. Vă citesc lucrul acesta din Mărturii, volumul 7, la pagina 15 cu 3, dragii mei. Nu așteptați ca mai întâi să vă cunoaște și abia să le oferiți comorile neprețuite ale adevărului. Porniți la lucru și căile vi se vor deschide înainte. Înainte. Să se facă planuri pentru înaintarea lucrării și acum e timpul nostru de a lucra. Această lucrare nu e de la Dumnezeu. Când spui că lucrarea de misiune și misionarismul să se facă doar prin prietenie, fiindcă eu nu mă voi putea împrieteni cu toți oamenii, eu nu voi putea să am legătură cu toți oamenii, eu nu voi putea niciodată să aștept să mă împrietenesc cu toți oamenii ca să avertizez. Cât suntem noi pe pământul ăsta ca să ne împrietenim cu toți oamenii, dragii mei? Niciodată nu vom putea face lucrul acesta. Și Dumnezeu spune, nu așteptați ca mai întâi să vă cunoaște și abia să le oferiți comorile neaprețuite ale cerului. Porniți la lucru și căile vi se vor deschide înainte. Să se facă planul pentru înaintarea lucrării și acum e timpul nostru de a lucra pentru Dumnezeu. Acum, dragii mei, nu mâine, nu poi mâine, nu să așteptăm să ne împrietenim. Cu cine mă pot împrieteni, mă împrietenesc. Cu cine nu pot, îi dau solia lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, încredințez misiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu și de aici încolo se va ocupa Duhul lui Dumnezeu de acest timp, de acest lucru. Acum e timpul lui Dumnezeu, iar timpul lui este timpul nostru, dragii mei. Ori facem parte din timpul și din ceasul lui Dumnezeu, ori dacă nu facem parte din timpul și ceasul celuilalt. Niște străjeri adevărați și niște slujitori al lui Dumnezeu, ei trebuie să facă parte din timpul lui Dumnezeu, care trebuie să fie și timpul lor. Lupta, dragii mei, lupta aceasta pe care ne-a dat-o Dumnezeu spune așa, căci noi trebuie să luptăm lupta cea bună a credinței, refuzând să gândim la necredință sau să exprimăm necredință. Aceasta este lupta cea adevărată a credinței. Să refuzăm să gândim la necredință sau să ne exprimăm necredință. Noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. De aceea se numește credință. Că eu trebuie să cred în lucrurile care nu se văd, în lucrurile care vin de la Dumnezeu, să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt, să cred că le-am și primit, că ele se împlinesc, să cred ca și când pentru mine sunt o realitate, dragii mei. Lumea trebuie să audă această avertizare, această ultimă solie îngerului al treilea, de la marginea pământului la cealaltă margine a pământului. Aceasta trebuie să fie lucrarea și mesajul și solia lui Dumnezeu. Timpul este scurt, frații mei. Și ceea ce facem acum trebuie să fie făcut repede și fără întârziere. Căci va veni timpul când va fi crâșnițul dinților, mușcatul buzelor și plânsul întunericul de afară, când nu vom mai putea să facem nimica. Timpul acesta este scurt. Chiar dacă spunea cineva, vorbeam cineva zilele astea cu el, ai frate, că mai este timp să muncim, să strângem, să facem anumite lucruri. Că mai e 1, 2, 3, 5 ani. Vom vede noi atunci când, fraților, nu e timpul scurt. Dumnezeu spune că toate aceste lucruri se vor desfășura cu rapiditate. Vor lua o întorsătură pe neașteptate. Aceste lucruri se vor schimba atât de repede încât pe unii dintre noi ne vor lua prin surprindere, dragii mei. Ne vor lua prin surprindere. Dumnezeu ne cheamă astăzi pe mine și pe tine. Hotărâți-vă să răscumpărați timpul. Dumnezeu ne cheamă la hotărâre pentru a răscumpăra timpul acesta. Să nu căutăm propria noastră plăcere. Ridicați-vă, dragii mei, ridicați-vă. Și cu toții să ne ridicăm, să ne apucăm de lucru cu o nouă hotărâre a inimii pentru Dumnezeu. Să punem la schimbător tot ce avem încredințat de Dumnezeu, dragii mei. Este timpul să se acționeze repede și hotărât. Și să nu se mai stea în disperare și văicăreală. Că nu pot. Unii dintre ei îmi povestea vineri un frate care a lucrat cu el, că ce-a vorbit cu altul frate care a mers în lucrare misionară duminică și unul dintre frați zice, pentru mine e grea lucrarea asta. Eu nu pot să o fac. Nu se potrivește pentru mine. Eu nu pot. Dumnezeu zice, nu mai sta în disperare și văicăreală. Trezește-te!
Fă repede ceea ce ai de făcut. Acționează repede și hotărât, că își vine timpul când vine noaptea și nu vei mai putea să lucrezi. Tot ceea ce se poate face la lumina zilei trebuie făcut în aceste momente, dragii mei. În tabără spune Dumnezeu că sunt păcate ascunse, care trebuie căutate și îndepărtate cât mai repede, înainte ca prezența și binecuvântarea Domnului să fie cu poporul său. Nu poate prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste popor și peste noi ca persoane. Dumnezeu face două apeluri concomitente către noi. În primul rând către biserici și comunități și într-al doilea rând face către persoană. Dacă biserica nu vrea să ia aminte, Dumnezeu face apel la fiecare dintre noi. Să dăm la o parte păcatele ascunse, să dăm mantaua de șinear, să dăm placa de aur care sunt ascunse în cortul nostru, care sunt furate din lucrurile date spre nimicire. Să căutăm, dragii mei, să depărtăm înainte aceste lucruri ca prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste noi. Să ne îndepărtăm cât mai repede ca să putem să facem ceea ce Dumnezeu ne cere. El nu va mai fi cu noi, Dumnezeu, dragii mei, dacă nu nimicim ce este dat spre nimicire din mijlocul nostru. Dumnezeu nu poate să fie prezent și nu va fi cu noi dacă în ceasul acesta pe care ne-a lăsat Dumnezeu nu scoatem ce este dat spre nimicire și nu nimicim la momentul. Lui Acan Dumnezeu i-a dat mult timp, i-a lăsat la dispoziție și spune cineva a păcătuit. Și Dumnezeu a lăsat și nu a vrut să recunoască, a hotărât să se tragă la sorți și el n-a recunoscut, a căzut pe seminție, i-a mai dat încă timp, a căzut pe familii și iar nu a recunoscut, până la urmă a căzut pe casa lui. Și la momentul când a fost descoperit spune, da, am păcătuit, prea târziu va veni momentul când noi înaintea lui Dumnezeu, dacă nu vom distruge și nu vom nimici tot ce este dat spre nimicire din mijlocul nostru, înainte de Dumnezeu vom spune, Doamne, da, am greșit, am păcătuit, drept și adevărat ești Tu, Doamne, și adevărate căile Tale, dar la ce ne ajută lucrul acesta? Toate aceste lucruri se vor face doar pentru condamnare și nu spre salvare, dragii mei. Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine astăzi să dăm spre nimicire tot ce este spre nimicire. Să nimicim, dragii noștri. Dumnezeu ne cheamă astăzi pe mine și pe tine să ne gândim destul de bine că ceasul cercetării noastre și timpul pe care ne l-a încredințat Dumnezeu este astăzi. Dumnezeu ne-a dat două lucruri într-un ceas. Unu, să ne cercetăm în lumina cuvântului Dumnezeu, să vedem dacă suntem în credință. Doi, ceasul acesta pe care ne l-a dat Dumnezeu, să dăm spre nimicire tot ce este spre nimicire. Și al treilea lucru este, dragii mei, să ducem solia lui Dumnezeu a tuturor acelora care flămânzesc și așteaptă cu nerăbdare ca mesajul lui Dumnezeu, dragii mei, să ajungă la ei să cunoască calea lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni pe pământul acesta ca etiopianul care așteaptă cineva să-l ajute să înțeleagă când el desface scripturile cuvântul lui Dumnezeu. Ce fac străjerii lui Dumnezeu? Ce fac copiii lui Dumnezeu? Ce face poporul Dumnezeu? Moarte, moarte cronică, dragii mei! Moarte veșnică! Trăim în această moarte fără să avem legătură cu Dumnezeu. Lipsă misiune, lipsă lucrare, lipsă spiritualitate, lipsă proclamare, lipsă respect de Dumnezeu, lipsă teamă de Dumnezeu, lipsă comportament, lipsă alimentația pe care ne-a dat-o Dumnezeu, reforma sanitară, lipsă, 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 lipsă. Și cuvântul lui Dumnezeu nu mai are nimica cu noi, fiindcă imunitatea noastră păcătoasă atât de bine este întărită și consolidată, încât cuvântul lui Dumnezeu nu mai poate trezi, dragii mei. Și Dumnezeu zice, trezește-te! Revină la viață și lasă pe Duhul lui Dumnezeu să te trezească. Lasă pe Duhul lui Dumnezeu să intre în viața ta și să repună din nou viață în trupul tău. Și lucrul acesta se poate face, dragii mei, printr-o întoarcere de 90 de grade la Dumnezeu, prin mărturisire de păcate, prin nimicirea totului ce este dat prin nimicire, prin studiu cuvântului lui Dumnezeu, cu deamănuntul să putem să înțelegem mesajul și solia lui Dumnezeu cu privire la noi și la lucrarea sa. Rugăciune stăruitoare în toate aspectele vieții noastre.
să trecem și la post, dragii mei, că vor veni timpuri de încercare și de foamete care poporul Dumnezeu trebuie să se pregătească pentru aceste lucruri. Și nu în ultimul lucru, lucrare misionară, transmiterea mesajului Dumnezeu și solii Dumnezeu până la marginea pământului. Doar atunci Duhul lui Dumnezeu ne va însufleți și ne va aduce la viața care vine de la Dumnezeu. Chiar dacă noi trăim ca oameni pe pământul acesta, ne mișcăm, dar fără Dumnezeu suntem morți, suntem separați de Dumnezeu și nu avem nimic de a face cu planul lui Dumnezeu, cu Dumnezeirea și cu lucrarea și planul de mântuire, dragii mei. Nimic nu avem. Și Dumnezeu ne cheamă să ne trezim în aceste momente. Fiindcă este momentul când istoria acestui pământ este aproape să se încheie. Este aproape ca Dumnezeu să sigileze cu sigiliul său și Satana este pregătit să pună semnul său pe toți aceia care nu vor să-L asculte pe Dumnezeu. Hotărăște-te astăzi. Vrei viața lui Dumnezeu? Vrei împărăția lui Dumnezeu? Vrei viața veșnică? Vrei să te bucuri de acest mesaj de speranță? Trezește-te! Luptă! Lucrează! Veghează! Și dă-i respectul și cinstea cuvintelor lui Dumnezeu! Și binecuvântările lui Dumnezeu te vor însoți în tot timpul vieții tale pe pământ! Și la final vei primi marea răsplată care va fi în împărăția lui Dumnezeu. Și spune Dumnezeu că toți aceia care vor păzi cuvântul Dumnezeu și se vor teme, care vor urma căile lui Dumnezeu în totalitate, Dumnezeu îi va face un stâlp în trepul său cel sfânt și le va da un nume pentru totdeauna și nimeni nu îi va despărți de Dumnezeu și nimeni nu va putea să-i separe de Dumnezeu în niciun moment al vieții lor și vor trăi cât Dumnezeu va exista și cât veșnicia, cât nu știu ce înseamnă veșnicie, dragii mei. Noi vorbim în termeni omenești, dar noi nu știm ce înseamnă veșnicie. Cineva explica odată și chiar profetul lui Dumnezeu spunea că veșnicia pentru noi este ca o picătură într-un ocean. Înseamnă că va fi lucruri de neuitat, de bucurie și de fericire și de a descoperi multe lucruri pe care Dumnezeu le pune la dispoziție. Dragul meu, ai un ceas, ai un timp, care timpul acela și ceasul acela Dumnezeu bate orologiul înaintea ta și înaintea mea. Să ne trezim. Când orologiul bate, se dă un semnal de deșteptare, un semnal de trezire, un semnal de reformă, ca să ne cercetăm viața și să ne ridicăm să lucrăm pentru Dumnezeu. Dragii mei, vă doresc tuturor o noapte binecuvântată și plină de multe bucurii, de experiențe cu Dumnezeu, de cunoașterea lui Dumnezeu așa cum este El, de o asigurare a mântuirii și a vieții veșnice care vine din partea lui Dumnezeu. Vă doresc ca să faceți reformă de plină în viața noastră, prin puterea lui Dumnezeu și prin lucrarea Duhului Sfânt, fiindcă această lucrare nu se va face nici prin tărie, nici prin putere omenească, și se va face, dragii mei, doar prin Duhul lui Dumnezeu. Doar acesta se va încheia și în felul acesta se va încheia. Vă doresc o noapte binecuvântată din nou tuturor, o săptămână sub călăuzirea lui Dumnezeu, plină de binecuvântări, de pace, de fericire, de liniște, de bucurie, nu de bucurie și de pace și liniștea lumii acesteia, și de bucurie și pace și liniștea care vine de la Dumnezeu, care nu poate să ți-o ia nimeni, care te va putea să ajungi peste, și să treci peste toate obstacolele și necazurile vieții acesteia. La revedere, dragii mei, marți seara am un mesaj important pentru dumneavoastră. Dați peste tot, căjmar seara e un mesaj special pentru noi din partea lui Dumnezeu și rog pe bun Dumnezeu ca din nou să ne întâlnim cu toții la orele 8 Spania și orele 9 România. Străjerul va aduce înaintea dumneavoastră mesajul lui Dumnezeu, plin de dragoste, speranță și bucurie, chiar dacă este cu mesaje de avertizare, de chemare la pocăință, de îndistare și de toate aceste lucruri. Dar bucuria mântuirii se află acolo, dragii mei. La revedere tuturor!